atunci ploaie până n-ai intrat înăuntru, nu a ieșit nimeni să vorbească cu mata. Și? Am dar ce aștept. Și atunci le-a spus că mă duc deodată la Mihai Cotrobai. La văd poporul lui, cu cum zicau că este ploaie, mă lasă și deodată m-a chemat la lui. Și te-au de ea, dar nu a rezolvat. Sau nu, nu a rezolvat nimic. De asta mi-a venit odată. A, ce intrăm sau așteptăm ei să vină? Cerșim, splângem. Ne spune și ne spune, nu ne spune. Da, și cabine, până la cabinet te mănâncă pazne și... Lasă, dă-i de ștere să iasă din până. Da, da. Și trebuie document ceva? Da, buletin. Buletinul trebuie, am spus. A, buletinul. Știi la cine te duci? Am spus că la cancelarie o să mă primească, la cancelarie. Aha. Și la zi la audiență, că este o cameră specială pentru audiență. Întrebă de asta și punem. Cred că ce ai un... Am înțeles. Nu știu, nu garantează nimeni. Eu dacă vin, suflu în vuvuzelă, dar dumneavoastră văd că stați liniștiți acolo. Dar păi, de ce nu v-ați luat un țuruiac? Hai, mergi. Măcar strigați. Bun, e că eu îi las pe oamenii ăștia la CSM să intre în audiență și vin la guvern. Da, mă duc și la guvern. Hai, să-mi răspunde că aici mai sunt eu, frate. Lasă iasă în coașe. Dar și trebuie și n-am așa și suntem în ai eu ceva un document, mă, că era... Document și fotografie și... Hai, scoate-ți tu pașaportul. Și nu, eu mă duc bine, domnule. El a fost, am luat audiat și... Eu mâine dau. L-a satisfăcut. Las că eu mai am câțiva lucruri. Între mă dăm în gel, bine, pe mine. Vezi că-ți spune. Pe rând că e ușit de așa. N-aș știu ce răspundă de așa. Este o ordine. Care o ordine? Se crede te auzi? Ai fotografia, trebuie să dai drum. Da. Tu ești mata cu jalbă? Eu nu știu fac ce. Eu mă plânge lumini, de fapt, cu domnul comisariat. Plângere penală? Sau pe vecinii și ei, iară? Da. A, du-te la poliție, dar. La CSM vii când judecătorii îți încalcă drepturi. Dar mata parcă nu ți-au făcut dosar penal, nu nimic. Adică l-au făcut, dar l-au închis sau ce-au făcut. Nu ne păneat n-a și cu dosarul ăla. Și mi-a pierdut acolo niște probleme, niște pădeancă. Și eu iar răzăpucit pe mine. Și așa îi place, supărat, știi, că mă iar ne întors. Vecine? Dosarul ăla pe mine. Cum? Și te-a odiat iar poliția sau în ce fel l-a întors? Da, mi-a spus din sat că tu trebuie și chemat. Înseamnă că nu te lasă în pași. Da. Da, dar vezi că deocamdată nu e de competența judecătorilor. Și acum te duci după femeie și aia, da? Desigur că după și geaba... Eu știu, poate ai aștepta să te plătească. Da, să văd ce el spune. Da. Eu, dacă nu-și mai dau interviu adăugător la așa ce-am vorbit. Te aștept afară sau hai amu să vorbim. Da? Da. Ești frumos în telefon. Frumșei, da. Oamenii care caută dreptate, tot timpul sunt frumoși. Sunt mai frumoși decât așa care stau acasă și așteaptă să le vină dreptatea. Femeie și ei, am înțeles că are o hotărâre de judecată definitivă despre partajarea moștenirii mamei cu fratele. Și fratele s-a dus, s-a scris iară cerere. Ca să anuleze testamentul mamei. După ce s-a pronunțat deja Curtea Supremă de Justiție. Și a ajuns la judecătoarea Arabagii și aceea au emis încheiere de punerea sechestrului pe casa femeii. Și dosarul gata, ai băgat în arhivă și stă. Ei tu, de asta ne uiteam, dar... Hai, dar te aștept. Am mai este. Da, eu am îmbrăcat, am ușor să dau interviu mai.
Și eu pus casa sub sechestru și dosarul o băgată în arhivă și gata. Nici nu se examinează, nu nimic, este casa sub sechestru. Nu poate să o vândă, nu poate să o repare, nu poate să facă nimic. Este terorizată de frate. A, păi frate, da, dar s-o pronunțat deja instanța. Definitivă. Acum, cum puteți să mai înregistrezi o acțiune? Au trecut 10 ani de când s-a terminat deja judecata. Asta că definitiv n-ai drept timp și întoarce. Pentru audiență? Nu poți să intri în audiență când vii? Pe 10 octombrie asta înseamnă cât? Două săptămâni, ori trei săptămâni. Da, mușii, sunt cu asta. A, da, că azi e 30, da, mâine întâi. Cu dosarul ăsta, da? Cu arabagii și cu da, alții, da? Da, și întrebarea. Dar este cum familia lui? Verijan, nu știu care. Este așa judecător Verijan? Poate fi. A, nu, este... Un consilier, cred. Un consilier, da. Consilier, da. Executor care este... Ați și bătut ce spunească. Mă dă ne și zi. De afară, într-are cu... Da, să știu. Dar n-a schimbi nică ce zi asta. Ei, nu zi hop. Dar altfel cum? Ce să facă? Da. Unde să merge? La cine? Câte dosare are și hotărârea Curții Supreme de Justiție și instanța primește iar să examineze același litigiu. Da, tot așa. Cu fratele, cu casa, cu testamentul. O, o procedură. O măsă și ea mă ia din nou pe zice. Păi nu, dar trebuia să refuze dacă are deja hotărâri de judecată. Curtea Supremă de Justiție este în fiecare. Eu știu, eu tot am și eu cum am început iar să dau înapoi, totuși au și copil. E stabilit de aici, de la mine sunt motive noi. Și eu acum iar am prima instanță. Și tot îl trebuie și de judecătoria asta. Să ziceți, aici la noi nu știu ce înseamnă. El n-are drept categoric. Se examinează repetat aceeași cauză. Eu odată s-o expus judecata asta, eu odată. Acum sunt aici, el n-are categoric drept, eu încalc legislația. Și aici văd așa și lasă, trei recuzuri scrise. Și a fi tot primul ori și tot la șeieși. E că când nu lichitoare, să-l lichid de mine și nu pot smulge. Și ține lichidă de mine și gata. Și ei îmi spune mie acum, ei acum îmi spune mie judecătoria asta, că să-mi fac nici zgresc pe scari. Tâmpenii. Copchilul dus în alt stat și eu zgresc cetățean la cetățean, copchilul nu e cetățean moldovan, eu zgresc pe scari pe ei în Italia și aici.